Bună seara! Azi a fost o zi banală din punct de vedere al știrilor politice. De dimineață am închis telefonul ca să nu mai răspund apelurilor trimise de diferite televiziuni. Până la urmă a pus mâna pe mine Răzvan Dumitrescu și i-am promis și a intervenit la ora 8 și ceva în dialogul său de la Antena 3 cu Nicușor Dan. Dar toată ziua am lucrat la o chestie care putea să pară ciudat, nu departe de mine, este Casa Vernescu, un și Cazinou. Mă tot bate gândul să o filmez într-o zi și să o prezint. Casa aceasta Vernescu a fost a unui politician liberal, se numea George Vernescu, și pe mine știam asta, dar citind și recitind publicistica lui Caragiale, am rămas oarecum intrigat de faptul că marele publicist, marele scritor avea ceva cu uh, George Vernescu, cred că avea el o chestie politică, lucra la Constituționalul, care era un ziar împotriva guvernului, guverne care făcea parte și George Vernescu, Oricum, el îi spune gună și are o părere foarte proastă despre el. Printre altele, spune Caragiale că avea spițe de aur la trăsură. Mă rog, așa o fi fost. Să revenim. Am constatat că la aceste intervenții pe YouTube apar comentarii. Nu le-aș fi citit dacă nu știu, în mod automat, YouTube nu mi-ar trimite pe e-mail uh, comentariile. Nu, unele sunt sigur amabile, dar multe dintre ele mă înjură. Că mă înjură, vreau să spun că mi este absolut indiferent. Din 1990 într-una sunt înjurat pe suprafețe mai mici sau mai mari uh, de text. De regulă uh, sunt înjurături sau etichetări urmate de argumente. De fapt, cei care mă înjură nici măcar nu citesc sau nu urmăresc, cum e cazul vlogului ce spun eu, pur și simplu mă înjură. Da, și mă înjură cu clișei, adică, de exemplu, nu știu, cineva mă făcea comunist. Nu sunt comunist, n-am fost comunist și eu spun cu regret, deoarece comuniștii ilegaliști, chiar avea o credință. Eu am fost un tehnocrat, gazetar, am intrat în studenție în partid, era un student foarte bun la filozofie, la cruci, la civil, cum zic eu, că n-am făcut Ștefan Gheorghiu cum cred unii. Și sigur, era la vremea respectivă un lucru deosebit să fii primit în partid, mai ales dacă erai student, deoarece cu precădere erau primiți muncitori, muncitori care ați văzut până la urmă la au răsturnat pe Ceaușescu și nu eu, care, mă rog, intrasem într-o anumită cotă de intelectuali în partid. Da, am citit mult despre, în perioada întrebrecului, despre ilegaliștii comuniști. Eu cred că ei credeau și chiar îi invidez. pentru asta. Oricum, comuniștii ilegaliști sunt nesuperiori, pesediștilor, pe neliștilor, pe mepiștilor sau ce vreți, post-decembristi deoarece aceste urmă nu cred. Nu cred în partii, nu cred în doctrină, trec din la un partid la altul, ajung la un alt partid, acolo înjură partidul prin care, în care au fost, dacă se întorc în partid, înjură partidul prin care au trecut. Deci eu n-am văzut până la ora actuală, uite, un psd în rate, unul care se facă închisoare pentru faptul că e psd sau un penelist în Răi. Poate pe la USR ori mai fi până când s-o înțelepți și Deci nu mă atinge deloc în jurătura cu comunist. După 1990 am fost făcut în toate felurile, am vrut să scriu chiar și am vrut să adun într-o carte toate în jurăturile, numai jurături, dar pe asta mi-am dat seama că citind ce s-a scris despre mine, că aș reșina de atâtea contradicții în, în, scrierile negative despre mine. Marea majoritate sunt negative. Ba, eram ceaușist, bani coșoriz, ba, ba ilieșcist, ba cederist, ba monarhist, ba fascist, ba naționalist, ba vândut rușilor. Oricum, i-a pe cei care majoră să se stabilească. Ceva trebuie să fie. Nu pot să fiu și monarhist și ilieșcist. nu am fost, de exemplu, niciodată, cu atât mai puțin psd penelist sau peremist, păi, scriu despre partidele politice de 30 de ani, mai ales în funcție de unde sunt. Dacă sunt la putere, le critic pentru că asta este datoria unui jurnalist să critique pe cei de la putere. Dacă pică în opoziție și au probleme, sigur că le iau apărare în anumite limite. N-am niciun câștig, nu fac acest site întrețin din pensia, acest Cristoi blog din pensia mea, la marea majoritate a televiziunilor unde merg ca invitat. Nu iau bani, nu iau bani pentru că dacă iau bani fac contract și după asta mă pun să stau de vorbă cu tot felul de tip care nu-mi plac și în consecință eu totuși v-aș ura la șoratilor care mă jură, să mă jure în continuare, pentru că am înțeles că dacă comentează, înseamnă că au accesat acest vlog. La revedere, pe mâine seară!